Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus Punctul PI. Invitata mea din această seară este doamna Anca Fotin, este profesor la Liceul Tehnic Buzău și în același timp este cea care a implementat la nivelul școlii, la nivelul județului Buzău, proiectul I'm Safe at School, proiect pe fonduri europene, despre care noi am mai vorbit aici în studioul Campus TV, dar pentru că tot începe școala, iată că revin și redevin de actualitate astfel de subiecte. Bună seara și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara, mulțumesc pentru invitație în acest nou studio foarte frumos. Da, chiar te întrebam, încă înainte de emisiune, dacă îți place și dacă te simți confortabil. Da, foarte. Deja m-am instalat foarte confortabil aici și abia aștept să discutăm despre acest subiect foarte important. Da, extrem de important și așa cum spuneam, dacă a început școala, iată, redevin de actualitate și astfel de teme. Însă înainte de a deschide subiectul nostru care se referă la bullying, aș vrea să te rog să ne povestești cum a fost prima zi de școală. Cred că toată lumea a văzut-o pe de adevăratele ca prima zi de școală. Este adevărat pentru noi și pentru elevi. Totul a fost exact cum spuneam unei colegi la un moment dat, verdele mai verde, totul mai colorat. Într-adevăr, ne-am bucurat foarte mult să putem din nou să citim reacțiile elevilor noștri, să le vedem fețele, pentru că pentru noi este un mare indicator acest lucru, acest contact cu ei este foarte important, nu numai în a stabili legătura atât de firească între profesor și elev, cât și în a ne da noi seama mai, într-un mod mai eficient de modul în care au înțeles. Dacă este nevoie să facem și eu anumite ajustări procesului instructiv. Deci acest nou început de școală a fost așteptat într-adevăr cu mare, mare nerăbdare și iată că a venit. Vis-a-vis de problema bullying-ului, aș spune că nici măcar în online nu s-a încheiat, doar că a căpătat o altă formă și săptămâna viitoare, când avem întâlnirea finală din I'm Safe at School, vom dezbate pe larg această temă a cyberbullying-ului, care... E o noutate? Nu este o noutate, doar că odată ce viața tuturor s-a mutat în online, interacțiunea nu a mai fost posibilă în modul în care se făcea înainte, distanțarea socială era o normă, au apărut toate comportamentele, fie ele pozitive sau negative, în mediul online. Cu mare vizibilitate, pe parte pozitivă aș spune, din fericire, pentru că, din câte am observat, oamenii s-au mobilizat în online, au militat pentru diferite lucruri în online, au comunicat în felul acesta, au împărtășit din experiențe, au împărtășit din trăirile lor pentru a-i sprijini pe ceilalți, dar pe partea negativă și comportamentele destructive s-au transpus în acest mediu, care este mult mai greu de controlat, aș zice, față de o situație la școală. La școală elevii sunt alături de noi, deja prin acest parteneriat pe care l-am implementat au căpătat încrederea de a veni să ne spună, de fapt nici nu trebuie să vină la noi, nu trebuie decât să ne trimită un mesaj. Și avem un alt fel de control, într-un alt mod putem discuta. În momentul în care vorbim despre cyberbullying și despre, mai nou, nu vă spun, despre furtul de identitate pe rețelele de socializare, pentru că este un fenomen care a început să capete amploare odată cu pandemia, atunci lucrurile pot scăpa de sub control, adică nu mai sunt doar în sub controlul nostru, trebuie să apelăm la specialiști. Este foarte ușor să identifici într-adevăr o persoană care, de exemplu, creează un cont fals pe Facebook, numai că ai nevoie de competențe digitale avansate și de echipament. Lucru pe care noi nu-l putem face în aceeași măsură, dar ne străduim. Vreau să-mi spui, Anca, dacă această
plajă, această secțiune de cyberbullying v-a atras atenția atât de mult la începutul implementării proiectului, atunci când noi mergeam clasic la școală, atunci când ne loveam de, eu știu, o glumă bazată sau o șicană bazată pe un obiect vestimentar și așa mai departe. Iată că doar câteva luni de situație un pic altfel ne atrage atenția în altă direcție. Exact, așa este. Pentru că înainte aceste comportamente se manifestau față în față, pentru că aceasta era situația și existând această, să zicem, refulare în acest context în care copiii respectivi erau apropiați în clasă, fizic, da, nu ne-am concentrat atenția în așa măsură încât să constituie, să zicem, prioritatea noastră numărul 1. Constituia prioritatea noastră următoare, ca să spunem așa, pentru că am avut activități pentru diriginți, într-adevăr, în cadrul proiectului, vis-a-vis de cyberbullying și mai ales ce înseamnă confidențialitate pe internet, mai ales pe rețele de socializare. Cum se raportează un caz de cyberbullying. În schimb, aș spune că m-am bucurat într-un fel că a trebuit să prelungim acest proiect, pentru că el a căpătat și un al treilea an, pentru că a fost necesar. Și ne-am, într-adevăr, a trebuit să ne direcționăm, să ne redirecționăm atenția spre această nouă situație. Din fericire, din nefericire, aș spune, pentru noi, cei care ne implicăm în acest proces, am descoperit câte lucruri se pot întâmpla. Din fericire, am descoperit și că putem avea un sprijin. Lucru care e foarte important și eu aș vrea să le mulțumesc celor de la IPJ care de fiecare dată când a fost o situație, recunosc că au fost unele asemenea situații asupra cărora mi-au atras atenția elevii și le-am trimis pur și simplu un mesaj și le-am întrebat, exagerez eu, mi se pare mie a fi ceva foarte grav sau am într-adevăr motive pentru a mă îngrijora în această situație? Și atunci îmi confirmau dacă este într-adevăr un comportament care să fie, știu și eu, să țină de partea asta de trafic de persoane, de racolare sau furt de identitate pe rețelele de socializare, pentru că au puțină experiență, au un birou specializat acolo, pentru că din luna februarie, dacă nu mă înșel, există un articol în codul penal care pedepsește inclusiv cu închisoarea furtul de identitate pe rețelele de socializare și intrând la rândul lor în această zonă de cyber, bineînțeles că s-au specializat și și-au dat seama mai ușor decât mi-am dat seama eu, da, este o modalitate prin care în mod obișnuit se fac lucrurile acestea. Hey, aici vreau și eu să punctez, Anca, pentru că dacă până acum, într-o situație de bullying obișnuită, la școală, față în față, lucrurile puteau fi rezolvate mult mai ușor și prin implicarea mai puține persoane. Iată că atunci când ne ducem către cyberbullying, deja există, este foarte aproape sau extrem de fină limita între fapte penale și contravenții sau... Da, este firesc să fie așa, pentru că pentru victimă impactul este nimicitor în online. Deci numai dacă ne gândim la faptul că martorii unei fapte de bullying la școală sunt, să zicem, 2-3 elevi, în spațiul online nu doar că toată lumea vede, în schimb există, așa cum le spun și elevilor mereu, aveți grijă ce postați, pentru că există tendința, inclusiv a unor angajatori, să vă verifice în acest mod, poate, Este declarat faptul că angajatorii verifică paginile de socializare ale potențialilor angajați. Exact. Iar asemenea situație, amprenta digitală, oricum, oricât am șterge, oricât am încerca, oricum cine dorește să afle ceva despre noi, va afla fără doar și poate. Și iată cum impactul este imens, imens, în sens negativ, evident, pentru victimă. Deci nu mai asistăm la... Este ca o anulare din punct de vedere social și poate duce inclusiv la reacții din partea victimei care să fie, zic eu, duse mult către extrem.
Cum manageriem o astfel de situație? Cum venim în ajutorul victimelor? Cum încercăm să stopăm din partea agresorilor? În ceea ce privește cyberbullying-ul, atâta timp cât un agresor se ascunde în spatele unei identități false, bineînțeles că mai întâi trebuie el identificat. Este primul pas. Adică, practic, este o luptă cu un inamic invizibil. Nu avem ce face în această situație. Nu putem adresa direct. Ne putem adresa în această situație doar victimei. Și ceea ce facem și noi la Liceul Tehnic, îi încurajăm pe elevi, în primul rând, să ne spună. A fost într-adevăr o situație în care a fost un furt de identitate pe rețele de socializare și norocul meu a fost că de data aceasta am observat eu. În schimb, după ce s-a întâmplat lucrul acesta și am văzut, le-am atras din nou atențiile și le-am spus din nou, i-am asigurat din nou, când aveți o asemenea problemă, să nu vă fie rușine, ne spuneți fără doar și poate pentru că vă putem sprijini. Următorul pas, din păcate, și aici iar trebuie să intervenim noi într-un fel și în comunicarea cu familia, e foarte importantă, trebuie să îi spunem care sunt pașii următori. În cazul unui furt de identitate în rețelele de socializare, și o să descriu dacă este, și mie se pare important, ce înseamnă lucrul acesta, un furt de identitate și ce se poate întâmpla. Dar ce am sfătuit respectiva persoană să facă, persoană, că respectivul elev să facă în continuare, este să apeleze la poliție. Se face o plângere și va fi însoțită de screenshot-uri ale contului respectiv. Bineînțeles că există și alternativa de a raporta conturile respective care eventual vor fi șterse, dar da, este, poliția poate interveni până să șterg conturile pentru a afla identitatea. Din câte am înțeles, de la ei nu este atât de dificil. Deci se poate face lucrul acesta. Aceasta este procedura. Singurul lucru care trebuie făcut este să încurajăm să și facă acești pași. Pentru că este la latitudinea lor. Noi, părinții, familia, cum putem interveni în condițiile în care ei luni de zile au fost obișnuiți să stea în fața calculatoarelor și să-și desfășoare de acolo absolut orice activitate? Cum putem cum putem începe să le cerem să stea mai puțin la calculator? Cum putem interveni acum? Pentru că până acum îi trimiteam în fața calculatorilor și acum îi luăm din fața calculatorilor. Adică e destul de greu de înțeles și pentru ei. Este adevărat și nu știu în ce măsură am reușit să-i ținem atât de departe pe cât am vrea, poate doar oferindu-le alternative de activități care într-adevăr să intereseze, mai ales în aer liber. Aceasta este o variantă și cel puțin la noi aici în municipiu se fac foarte multe și vor fi făcute foarte multe în perioada următoare. Dar ca o nu alternativă, ci ca măsură de prevenție, trebuie copilul să știe care sunt riscurile expunerii în mediul online, care sunt tipurile de materiale pe care să le încarce, ce să posteze, și încurajați sau să li se spună faptul că imaginea lor din acest mediu nu este cine sunt. Pentru că există această tentație de a-ți forma o imagine care să impresioneze, să te ducă în acea zonă în care să ai o stimă de sine mai ridicată. Și am observat tipologii de poze. De exemplu, băieții vor să-și arate forța și pun poze în care, știu și eu, arată anumite aturi pe care le au fetele, vor să-și arate frumusețea. Într-un mod uneori nepotrivit, lucru care atrage, le pune în pericol pe aceste rețele de socializare. Și, într-adevăr, trebuie să li se explice și care sunt consecințele. Cum poate fi interpretată o asemenea imagine creată? Ce este această imagine pe care doresc să, într-adevăr, să o șocreze? Ce ar putea crede ceilalți despre ei? Pentru că nu întotdeauna, într-adevăr, sunt conștienți că e o limită foarte subțire între a te pune în pericol și a-ți arăta, să zicem, calitățile. Foarte, foarte greu să, la o anumită vârstă, să-ți dai seama exact ce este bine și ce este rău. Într-adevăr, părinții au un rol esențial. Foarte important din nou
este, deci pe lângă faptul că trebuie să învățăm ce să afișeze și ce nu, foarte important să învățăm care sunt acele setări de confidențialitate pe care, la care pot face apel pe Facebook, cum se pot proteja în felul acesta. Trebuie neapărat să le spunem să nu cumva să posteze date cu caracter personal, lucru care este foarte grav și nu realizează. Sunt câteodată am observat pe rețele de socializare și adulți care nu realizează că nu trebuie să-și pună acolo numărul de telefon, adresa. În tot acest proiect, discutând așa cu diferite persoane și mai ales cei din poliție, foarte rău este momentul în care îți arăți locația și, de exemplu, lași cale liberă celor care doresc să te jefuiască, de exemplu. Corect. Există câteva lucruri pe care nu trebuie, într-adevăr, să le punem pe aceste rețele de socializare, deși trebuie să recunoaștem că pentru a face bine ele constituie un mare avantaj. Deci există un mare avantaj în a multiplica un efect, în a arăta o idee pentru ca ceilalți să meargă apoi în continuare și să dezvolte și la ei. Deci există avantaje și dezavantaje. Întorcându-ne la proiectul I'm Safe Fat School, iată, este în al treilea an de implementare. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă, da, în cadrul proiectului? Săptămâna viitoare mă aștept la o întâlnire foarte emoțională. Întâlnire care va avea loc virtual. Așa cum, tot virtual, am înțeles. Este, da, o întâlnire virtuală. Am depus acum câteva zile un nou proiect, oricum. Vorbim, să vedem, dar da, după ce terminăm de vorbit despre I'm Safe Fat School. Să vedem, da, ce se întâmplă. Dar vis-a-vis de I'm Safe Fat School, este o întâlnire virtuală care va dura, se va desfășura pe parcursul celor 5 zile pe care oricum le plănuisem. Ne-am pregătit foarte mult pentru că am vrea să fie o întâlnire care, într-adevăr, să încununeze tot ce am făcut noi până în acest moment. Luni voi lăsa fiecare țară să strălucească în câte un moment al întâlnirii, în sensul că luni dimineață de la 10:30 se va prezenta România. România cu țara, din nou, orașul, școala și impactul pe care acest proiect l-a avut asupra noastră. De la 12:30, Marea Britanie va străluci, iar eu doresc să fie ca o poveste, pentru că noi găzduim, bineînțeles, că aș vrea să mergem așa printr-o poveste a acestui I'm Safe at School. Marți e rândul liceului din Turcia și a liceului din Grecia. Miercuri, Italia și Polonia. Joi vom vorbi tocmai despre acest subiect, despre cyberbullying și pandemie, iar vineri vom vorbi despre proiectele pe care le vom desfășura, sunt proiecte conexe, pe care le vom desfășura în continuare pornind de la I'm Safe at School, pentru că dacă un proiect se încheie, el nu trebuie să moară. Deci el și-a încheiat, și-a încetat, într-adevăr, ciclul acela de implementare. Dar asta nu înseamnă că el în continuare nu trebuie să lase acele atât de importante urme în sens pozitiv asupra instituției noastre. Și pentru sustenabilitatea aceasta, noi avem deja un alt proiect la clasele a 10-a, se numește Nu ești singur. Anul acesta a fost prima sa ediție cu un liceu din Dej. Anul viitor cred că o să le extindem la fază națională, pentru că la urma urmei este un subiect foarte important și pe care trebuie să-l dezbatem, da, să împrumutăm practic idei și la nivel național unii de la ceilalți. Nu ești singur, va rămâne. Deci I'm Safe at School se încheie. I'm Safe at School devine model de bune practici pentru Nu ești singur. Da, Nu ești singur va rămâne ca o tradiție la clasele a 10-a. Și mai sunt încă două proiecte care au luat naștere din I'm Safe at School. Sunt două proiecte e-twinning. Aceste proiecte e-twinning sunt proiecte europene la nivel online doar. Și sunt două. Unul care poartă numele proiectului, se numește I'm Safe at School, și prin care vrem să atragem și alte licee din alte țări și să le împărtășim în experiența noastră. Și mai este încă unul, se numește Cyber Safe, care evident tratează problema cyberbullying în același mod, adică vrem să atragem în aceste proiecte e-tuning, suntem și noi cei care am fost în proiect, dar numărul de licee care ar putea adera la asemenea proiecte e-tuning este nelimitat.
și putem să atragem și alte licee din alte țări, care apoi ar putea deveni și ar face parte și din rețeaua noastră de contacte pentru eventuale viitoare proiecte, pentru că această platformă eTwinning este importantă pentru asta. De exemplu, eu, cei 5 parteneri pe care i-am acolo, deci am făcut un apel pe eTwinning, pe această platformă, și acolo mi-au răspuns, țin minte, atunci au fost peste 40 de licee din toată Europa și am avut de ales. Adică, grozav. Da, și am ales pe aceștia 5 care chiar au pledat bine pentru acest tip de proiect. Da, extrem de interesantă discuția. Cred că fiecare dintre noi avem câte ceva de învățat de aici și fiecare dintre noi ne regăsim acolo măcar câte o bucățică. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni la discuție și ni se va alătura prin legătură telefonică o prietenă tare dragă nouă, dar veți vedea în a doua parte a emisiunii noastre.